Cei care s-au născut în Zodia Berbecului vor avea între 21 și 22 septembrie dimineața preocupări legate de carte, școală, învățătură, depinde și de vârsta celor implicați în această poveste. Sigur, cei maturi nu se mai duc la școală, cu atât mai puțin la grădiniță, dar nu este exclus să se ducă la alte forme de pregătire profesională, să facă cursuri de limbi străine se pot face la indiferent ce vârstă. Cursuri de pregătire profesională care să le dezvolte niște abilități tehnice, practice, cursuri care să le permită să ajungă la zi, să fie în trend, cum se zice, sau să nu rămână în urmă și să se plafoneze, iar tinerii să vină um, și să le ia locul. Este o perioadă în care foarte multă lume ar trebui să înțeleagă nevoia de a își revizui niște informații. S-a mai uitat câte ceva, s-a introdus factorul confuzie, de aici și erori, neînțelegeri, eșecuri, afirmații hazardate sau nefondate sau bazate pe interpretări trunchiate. Cei născuți în zodia berbecului, de obicei, se grozăvesc și au impresia că ceea ce au învățat este un lucru bun, perfect și varabil până la sfârșitul vieții. Nu este așa și e bine să țină cont, nu de sfatul meu, ci de acest îndemn astral care îi obligă să revină la ceva, la manuale, la notițe, la studii, la documentația la zi, la elementele de noutate sau de pionierat sau de experiment, ca să fie în continuare competitivi. Posibilitatea de a face niște drumuri bazate în principal pe nevoia de a rezolva chestiuni oficiale. Mai subretă este corespondența sau dialogul cu persoanele aflate în străinătate, dincolo de granițele țării, și care pot să îi pună în situația de. A nu putea lua contact cu acea din vari motive, a se încurca corespondența, a întârzia predarea unor documente hârtii, a fi în indisponibilitate el însuși, în așa fel încât, chiar dacă în mod insistent este chemat, căutat, verificat de către niște persoane care uh, trebuie să ia legătura cu ei, nu pot să le răspundă. Moment de oarecare dezordine și de gringoladă poate și din neatenția lor. Între 22 septembrie, după ora 8 dimineața, și 24 septembrie, la prânz, chestiuni casnice domestice, sentimentul că trec pe lângă momente importante cărora nu le fac față cu brio senzația că nu vor fi la înălțimea unor provocări, senzația că o serie de evenimente care privesc casa, familia, gospodăria, patrimoniul sunt peste puterile lor și de aceea simt nevoia unei consultări, a unei sfătuiri, a unui ajutor să fie asistați de către cineva. Probabil că este un fel destul de afectiv de a reacționa, se enervează, se înfurie, obosesc, se plictisesc, ajung la exasperare, sunt solicitați și în alte secvențe de viață socială și profesională, încât acestea li se par deja prea mult pentru ei și parcă, parcă ar vrea să le delege. Între 24 septembrie, după ora 12 și jumătate și 26 septembrie, la prânz, moment mai bun. Vor fi mai în formă, mai energici, mai entuziaști, mai dispuși să se dedice unor activități de cultivare, de educare, de rafinare prin artă, spectacole, model artistic. Apoi poate să fie vorba de preocupări de divertisment, de relaxare, de compensare a efortului zilnic. Perioada bună pentru cei tineri care se gândesc numai la dragoste, la aventuri, care fac un soi de cult pentru câte o persoană, trăiesc în chip pătimaș și insistent, doresc totul de la acea persoană, o înconjoară cu multă afecțiune, dar o și izolează de restul lumii și o transformă într-un soi de prizonier afectiv, ceea ce poate la un moment dat să stârnească reacții și acela să. De-aia și el din aripi să vrea să-și câștige libertatea. De aici, o serie de discuții în care berbecul se va afișa foarte autoritar și dominator. Spun toate acestea pentru că sunt niște tendințe spre exagerare, care dacă nu vor apărea, bine va fi, care dacă vor fi ținute sub control, ar fi și mai bine. Moment foarte bun pentru toți cei care fac sport, mai ales de performanță, pentru că se pot concentra pe un scop de moment, se pot antrena, pot face efort fizic sau pot găsi o motivație în niște concursuri și în niște întâlniri internaționale care le-ar putea aduce prestigiu, bani, premiu, notorietate și un mai bun plasament, fie într-un top. Fie dacă este vorba de transferuri, dacă este vorba de integrare în niște cluburi sau strămutare de la un club, de la o formație la alta. Momente interesante și pentru cei care sunt maturi și care pot să se regrupeze acum în jurul unor premize de viitor profesionale. Să desfășoare o activitate care să le dea satisfacție sau să le permită să dovedească cine sunt și de ce sunt în stare. Începând cu 26 septembrie, după ora 13:30, și 27 septembrie, perioada în care mai solicitată va fi latura sănătății din harta lor astrală. Acolo s-ar putea să apară niște tulburări digestive, mai mult sau mai puțin deranjante, mai mult sau mai puțin um, Suportabile. Atenție la tot ceea ce poate să presupună o vulnerabilitate în zona anatomică a abdomenului cu risc de infecții, de crize de apendicită, de peritonite, de complicații intestinale și de complicații abdominale pe fondul altor afecțiuni și intervenții chirurgicale din altă zonă a corpului, dar care aici își găsesc un ecou, un debușeu sau un efect secundar nedorit al intervenției înseși, al tratamentului, al procedurilor de recuperare, al alimentației sau al efectelor secundare ale medicamentelor. Pe 23 septembrie soarele va intra în casa a șaptea acestor nativ și timp de o lună, le va da posibilitatea să întâlnească oameni speciali, să aibă parte de discuții bune, interesante, utile, în fine, pentru unii chiar spectaculoase, care să se concretizeze cu înțelegere, cu integrarea într-un colectiv, cu acceptarea unei oferte, cu semnarea unui contract, cu contractarea unei căsătorii sau măcar cu ajungerea la o înțelegere clară. Asupra unui detaliu de viață, ce să facă de acum încolo, dar nu de capul lor și de unul singur, ci împreună cu cineva. Moment important și pentru desfășurarea unor conflicte care au ajuns sau vor ajunge în fața instanței. Acolo se află deja în tranzit planetele Venus și Marte, care le dau posibilitatea să discute cu destul de multă supraveghere dar pot să afle și lucruri interesante sau în contextul acestor demersuri ale lor în apărarea unei cauze, să le vină în ajutor oameni care îi pot susține pentru scurt timp. Le pot da cele mai importante și esențiale informații, avertismente sau să le deschidă ochii asupra unor pericole și riscuri care îi pândesc și pe care ei nu le intuiau din vari motive. Sunt prea tineri, n-au pregătire necesară, nu sunt avizați sau țin de un specific al muncii care acelora le este la îndemână, nu și celor născuți în Zodia Berbecului. De exemplu, altfel gândește și vede lucrurile un avocat, un notar, decât un nativ din Berbe care are cu totul și cu totul altă meserie este, să zicem, profesor de geografie. Și atunci aceia pot să dea, din perspectiva meseriei și experienței lor, și avertismentele necesare, să le atragă atenția, să nu facă ceva, tocmai pentru a nu încălca niște reguli, pentru a nu se vulnerabiliza. Relație mai șubredă, mai complicată pentru cei la mijlocul vieții, 48-50 de ani, care sunt pe punctul să-și schimbe existența, care vor să rupă cu tot, cu trecutul, să rupă și cu prezentul și să nu mai facă ce au făcut până acum, să nu desfășoare aceleași activități, să nu se mai integreze în același colectiv, să nu mai. Locuiască în același oraș sau în aceeași țară și să facă cu totul altceva. Fie ce vor, fie ceea ce pot deja și nu puteau acum 10-15 ani, din vari motive. N-aveau studii, nu aveau diplomă, nu aveau competență. Acum se nasc niște condiții care îi pun pe gânduri și iau foarte în serios, în calcul, ideea de a se detașa de un colectiv, de o instituție, de o direcție, cum spuneam, de viață sau de viață profesională, care nu le-a adus maximum de satisfacție și de mulțumire, ba, poate chiar acum începe să le creeze o serie de prejudicii, stres și presiune morală.